Seara de dimineață te ajută să scapi de greață și-ți crește moralul să poți suporta. Am revenit la cafeaua de dimineață, oameni buni. Cum spuneam, partidele vin în fața dumneavoastră prin reprezentanți să-și facă public programul de, să spunem așa, programul de prezentare a ceea ce vor să facă în Parlament. După ce de la 8.30 am avut pe cei de la USR, astăzi un alt partid, un partid care speră să-și poziționeze foarte bine reprezentanții în Parlament la alegerile din decembrie. Este vorba despre Pro-România. O să începem prezentarea cu domnișoara Mădălina Ciubotaru, candidat pentru Camera Deputaților din partea Pro-România. Bine ați venit în emisiune. Bună dimineața, bine v-am găsit. Mă bucur că ați venit, sper să aveți și o pietricică, că e prima dată când intrați într-o emisiune în direct la noi. Așa. Alături de dânsa, domnul senator Dan Manoliu, care candidează pentru Senatul României, primul pe listă pentru Pro-România. Bună ziua, bine ați revenit. Bună dimineața, bine v-am regăsit. Diferența dintre mine și dumneavoastră, că eu am mai făcut o emisiune și pentru mine deja dimineața a trecut, dar e bună dimineața. Da. O echipă, un reprezentant de la Camera Deputaților, unul de la Senat. Haideți să nu tatonăm foarte mult lucrurile și să discutăm, dar nu înainte de a-mi spune părerea dumneavoastră de candidați, de oameni, de cetățeni, despre ceea ce s-a întâmplat săptămâna trecută la Spitalul Județean de Urgență Piatra Neamț, mai ales că Mădălina Ciubotaru este și consilier județean acum. Deci vă rog, aici e liber, nu e ca în Parlament să stea domnul, cine stă acum la masa Senatului, că nu mai știu cine conduce Senatul. Domnul Cazanciuc. Deci domnul Cazanciuc, să stea domnul Cazanciuc, să zic ai două minute, ai trei. Nu, e liber, e free. Ceea ce s-a întâmplat la secția TI a Spitalului Județean este o tragedie și doresc pe această cale să transmit sincere condoleanțe tuturor familiilor care și-au pierdut pe cineva drag. Un coleg de-al nostru și-a pierdut mama în tragicul accident. Prieteni, e vorba de domnul Gavril. Da, Ovidiu Gavril. Prieteni de amici mei lucrau acolo în momentul producerii incendiului. Chiar una dintre ele m-a anunțat chiar atunci când s-a întâmplat. E dureros, mai ales atunci când sunt persoane cunoscute. Da, este o problemă. Acum, domnul Manoliu, dumneavoastră de la Roman, cum ați văzut lucrurile? Și din funcția de senator al României, în funcție, eu mă gândesc așa că în calitate de senator știți cam cum stau lucrurile în domeniul sănătății. Știu cum stau lucrurile în domeniul sănătății. În calitate de senator am avut și inițiative pe acest domeniu. Ultima inițiativă devenită lege săptămâna trecută și promulgată este cea a prevenției și combaterii precoce a diabetului, ținând cont că în țară sunt peste 1.800.000 de diabetici. Privitor la secția ATI de la Piatra Neamț, din păcate, ați văzut că numărul deceselor a crescut. Din cei 16, conform informațiilor de pe mass media, 14 sunt decedați. Îmi exprim și eu condoleanțe către familiile îndoliate, sprijin pentru familiile care suferă, inclusiv familia doctorului Denciu. Am spus și consider că în moment, mai ales în moment de pandemie, atunci când apare o situație de forță în sistemul medical, schimbarea managerilor este cea mai mare greșeală, în primul rând. Pentru că
Și aici e vina decidenților politici. În momentul în care ar fi trebuit să fie o voce unică și specializată la coordonarea activității spitalului, pentru că medicii nu au nicio vină, vedeți, și cadrele medicale sunt exact într-un război, se vede că sunt epuizați, fac eforturi deosebite, a schimbau 8 manageri în 10 luni, trebuie să recunoaștem faptul că nici n-a avut timp un manager să cunoască bine spitalul. Că e act pe care îi poți numi manager, nu vă supărați. Că e, aveți dreptate. Sunt unii care aveau treabă cu managementul sanitar, cum are Donald Trump cu Partidul Democrat. Aveți perfectă dreptate și eu dau perfectă, eu dau multă dreptate și șeful secției ATI, doctorului, care a spus foarte clar că a adus la cunoștință nemulțumirile și măsurile ce trebuie luate la 8 oameni și s-a plictisit de a aduce în atenția managerilor tot numiți și a nu se face nimic. A fost într-adevăr din necesitate și o forțare a creșterii numărului de paturi la ATI, dar aici vin și spun ceea ce am spus, prevenția în orice situație trebuie să acționeze, pentru că mai bine prevenim decât să ajungem la nenorociri. Și unul din gândurile cu care voi pleca în viitorul mandat, dacă voi avea încrederea nemțenilor, este tocmai îmbunătățirea și verificarea și pieptănarea, ca să spun așa, a acestei legislații privind ISU, pentru că se constată că, în general, în clădirile publice, aici nu vorbim numai de spital, însă și angajații care lucrează în acele clădiri nu cunosc bine nici măcar poziția stingătoarelor sau a căilor de evacuare sau cei care sunt responsabili de această activitate în caz de un cutremur sau de un incendiu, fac niște instruiri doar pe hârtii, nu s-au mai făcut simulări. Acele simulări care se făceau, ori eu, una din măsurile care vreau să le impun este tocmai executarea unor simulări măcar de 2 ori pe an pe incendii, pe cazuri de cutremur și nu pe hârtie, ci în realitate. Domnul Manoliu, domnicea Ciobotaru, în Spitalul Județean de Urgență Piatra Neamț, situația nu este de acum asta, că s-au schimbat manageri. Păi s-au schimbat manageri, 2011 au fost vreo 3, tot așa s-au schimbat tot timpul manageri. Afacerile colcăie în spital. DNA-ul are câteva dosare în lucru, bine, le are în lucru. Să vedem și când se vor finaliza o parte dintre ele. E un rai sau un iad, cum doriți dumneavoastră, al numirilor improvizate, a oamenilor aduși acolo, cu un singur scop. Că nu-i interesează. Eu n-am auzit ca bolnavul să fie în centru activității celor care se ocupă de spital. Sau greșesc eu? Ați avut o inițiativă săptămâna trecută, nu pot acum să nu mi-aduc aminte, o tentativă de a face o ședință de Consiliul Județean. Și vreați să discutați inclusiv despre spital, din câte știu eu. Împreună cu colegii mei consilieri județeni, 12 consilieri județeni, am convocat o ședință extraordinară, având ca proiect al ordinii de zi depunerea jurământului de către consilierii validați, validarea, luarea actul de demisie a unor colegi consilieri care au plecat la municipiul Piatra Neamț, 2 dintre ei, domnul Saociuc și domnul Gabrilescu, și la Consiliul Local Târgu Neamț, domnul Doru Stoica. Am ajuns în sala de ședințe, a apărut. Ați dat cu subsemnatul. Am semnat pentru prezență, am completat declarația pe proprie răspundere privind răspândirea infecțiilor COVID.
Nu am, am spus, n-am intrat în contact cu nicio persoană. Așteptam începerea, am intrat în sală și am așteptat începerea ședinței. Era prezent chiar un consilier județean de la PSD, lucru care ne-a mirat. Cine? Domnul Lăduț Merea. Probabil că n-a ajuns fiind la primul mandat, n-a ajuns nicio informația la, la dumnealui. Da. La puțin timp a primit oricum un telefon și s-a retras din sală și mai era prezent și domnul Răducu, pădurarul, tot de la PSD, aștepta să depună jurământul pentru a fi și dumnealui validat. La un moment dat a apărut doamna Soroceanu, nu știu dacă a venit în calitatea dumneei de secretar general al județului, pentru că chiar nu s-a comportat deloc așa. A început că nu putem ține ședința din cauza faptului că nu avem aviz de SP. Am întrebat dacă la ședința de constituire secția a putut funcționa fără aviz de SP. Da, prezentam un pericol mai mare noi, așa, bănuiesc. Așa. Am întrebat dacă la ședința de constituire, unde au fost clar mai multe persoane decât eram prezente atunci, a fost avizul DSP-ului, n-am primit niciun răspuns. Păi nu, dar atunci era și vaccinul în sală. Probabil. Deci atunci exista și vaccin în sală. Probabil. Am întrebat dacă a apărut vreo ordonanță între timp de la ședința trecută până atunci care să ceară avizul DSP-ului, a zis că a discutat cu domnul director și așteaptă avizul DSP-ului. S-a retras din sală, a apărut după 5 minute spunând că trebuie să ne grăbim dacă tot vrem să facem ședința, cu toate că dumneai nu sugerează lucrul acesta, pentru că este vineri, este program scurt, personalul trebuie să plece la ora 2 acasă și n-ar avea timp să redacteze toate proiectele. Astea erau trimise cu o zi înainte? Da. Cum? Deci, am înțeles. Atunci, în momentul ăla, am considerat că doamna este liderul de sindicat al angajaților din Consiliul Județean. A rămas că s-au retras cei de la aparatul de specialitate să întocmească documentația. Nu aveam președinte de ședință. A revenit doamna Soroceanu în sală și ne-a transmis că domnul Arsene nu poate participa la ședință, dumnealui fiind președintele de drept pentru ședințele Consiliului Județean, că participă la o întâlnire cu colonelul Mitrea la ATI. Atunci am zis, foarte bine, legea spune, nefiind președintele, poate fi unul dintre vicepreședinți. La noi nu e cazul că nu avem încă vicepreședinți. Trebuia să alegem un vicepreședinte din un președinte de ședință din rândul consilierilor prezenți. S-a retras din nou doamna Soroceanu să facă proiectul de hotărâre pentru alegerea președintelui de ședință. Ședința era programată să înceapă la ora 12, ajunsesem undeva la 1 fără un sfert. Noi am spus, bun, nu putem că nu avem avizul DSP, nu putem că pleacă personalul acasă, nu putem. Dumneavoastră, în calitate de secretar general, la ora 12, practic, trebuia să deschideți ședința. Da, nu avem aviz DSP, la revedere, o convocăm pe o dată ulterioară când vom primi avizul DSP, dacă într-adevăr acesta era obligatoriu. Nu avem președinte de ședință, domnul președinte este la ATI, haideți să stabilim președintele de ședință. Nu avem comisii de specialitate, nu aveam raportul comisiilor de specialitate. Nu putem alege comisiile de specialitate, deoarece conform legii, în comisii spui membrii conform algoritmului politic. PSD-ul, neparticipând la ședință, nu puteam constitui ședințele. Și după vreo oră, ba e laie, ba bălaie, l-a convins pe unul dintre colegii noștri să scrie în procesul verbal că noi suntem cei care dorim să amânăm ședința pentru o dată viitoare, pentru a aștepta validarea celorlalți colegi de la judecătorie, de la tribunal. Validarea era ajunsă și la Consiliul Județean, dar și acolo a spus doamna secretar că mai avem nevoie de o ștampilă cu irevocabil.
Deci am pierdut o oră și am stat. Încă n-am înțeles, repet, ce anume a reprezentat doamna Soroceanu vineri. Secretara domnului Arsene, liderul de sindicat, al angajaților. Sau secretarul județului. Asta mai puțin. Ieri s-a lansat pe HBO un serial filmat la Piatra Neamț. Se chema Bani negri pentru zile albe sau ceva de genul ăsta. Dar cum ați povestit, e numai bun pentru un scenariu de serial, nu știu dacă HBO, pentru județul Neamț. Dar ce punem? Oameni negri în loc de bani negri? Nu știu ce punem. Dar interesant. Va fi o luptă interesantă în Consiliul Județean, nu atât cu domnul Arsene, cât cred că cu acel birou numit Secretariat și Departamentul Juridic al Consiliului Județean. Haideți să mergem spre programul Pro-România, că ne-am răsfățat cu discuții de alt tip. Mie îmi fac plăcere, bănuiesc că le fac plăcere și celor care se uită la noi. Cu ce vine Pro-România nou față de alte partide? Și vă rog pe dumneavoastră să discutați, eu vă ascult și intervin când mi se pare că ceva nu e în regulă. Deci, în primul rând, Pro-România este singurul partid care și-a asumat o misiune. Misiunea scoaterii României din criză împreună cu cetățenii. Și a venit cu 5 măsuri clare, concrete, simplu de aplicat, finanțabile, pe înțelesul tuturor. Eu am să prezint primele două măsuri, o las pe Mădălina să prezinte celelalte trei. Deci prima măsură care noi o propunem pentru perioada de pandemie și criză este venitul minim garantat de 2000 de lei pentru un membru, pentru un cetățean și maxim 4500 de lei pentru o familie. Și când spun venit minim garantat de 2000 de lei, înseamnă că dacă un cetățean are venituri lunare de 1600 de lei, atunci pe perioada de criză, deci vorbind de pandemie plus criză anul viitor, statul îi va acorda un ajutor de 400 de lei, astfel încât să aibă un venit minim să completeze un venit minim de 2000 de lei, care noi considerăm că este necesar pentru asigurarea coșului zilnic, plata întreținerii, precum și partea de medicamente, testări și așa mai departe. Pentru o familie, dacă doi membri a familiei lucrează și au un venit de 3500 de lei împreună, atunci statul va completa până la 4500 de lei acest venit. Fonduri de finanțare sunt. Știți foarte bine că Uniunea Europeană a pus la dispoziție tuturor statelor fonduri pentru lupta cu pandemia și pentru ieșirea din criză. Deci nu poate spune cineva că nu sunt fonduri. Au fost voci care au spus, domnule, dăm la toată lumea? Da. Trebuie să înțelegem că suntem într-o perioadă, și nu numai noi, întreaga lume, într-o perioadă în care, în primul rând, trebuie să funcționeze solidaritatea. Solidaritatea între oameni, pentru că, așa cum am spus, noi ne angajăm să scoatem România din criză, dar împreună cu oamenii, fără să lăsăm pe nimeni în urmă. O a doua măsură foarte importantă considerată de noi este sprijinirea pe perioadă de criză a IMM-urilor. Se știe că IMM-urile au reprezentat și reprezintă motorul economiei, în sensul că sunt cele care aduc cele mai multe venituri la bugetul de stat. Și aceasta pentru că orice patron care are 1, 2, 3, 50 de angajați, prima grijă a lui este să-și plătească dările către stat și să-și plătească salariații. În antiteză cu marile companii, avem experiența, știm că evită să plătească dările la stat, ba mai mult pe anumit context politic, mai beneficiază și de scutiri, ștergeri de datorii și așa mai departe. De aceea noi venim cu un program de sprijin a IMM-urilor, incluzând scăderea TVA-ului, de exemplu, de la 9 la 5% pentru domeniul Horeca, pentru domeniul producătorilor de produse agroalimentare, pentru agricultură. De asemenea,
o serie de scutiri de taxe și impozite, dar cu o singură condiție. Condiția care o impunem este ca acele IMM-uri care primesc ajutorul și susținerea să fie obligate să-și păstreze angajații pe perioada când primesc aceste ajutoare și susținere, pentru că noi ne gândim și la oameni. Și știți foarte bine că la începutul pandemiei, pe acel șomaj tehnic, aproape 1.300.000 de oameni au intrat în șomaj tehnic, nici în ziua de astăzi nu știm câți au fost reangajați. Da, eu înainte de a-i da cuvântul Mădălinei Ciobotaru, aș vrea să aud de la dumneavoastră că dacă ajungeți în Parlament, aceste două măsuri sunt sau nu sunt negociabile cu celelalte partide? Vă rog, oricare, amândoi. Conform angajamentelor făcute, de, inclusiv de și chiar de președintele Pro-România, Victor Ponta, s-a spus clar și noi specificăm clar în programul nostru pentru viitoarea legislație că cele cinci măsuri nu sunt negociabile absolut deloc. Nu știu, mie astea două cel puțin mi se par... Nu sunt negociabile... Baza programului. Exact. Nu sunt negociabile deloc pentru orice susținere de guvern și de guvernare. Întrebați cu ce vine nou Pro-România. Pro-România vine în primul rând cu măsuri cu aplicare imediată. I-am urmărit pe colegii mei de la USR mai devreme, care vorbeau despre penali, fără penali în funcție publice, și noi susținem fără penali în funcții publice. Și Pro-România susține alegerea primarilor în două tururi. Și Pro-România susține eliminarea pensiilor speciale. Dar, ținând cont că în momentul de față suntem într-o criză sanitară, economică și socială, trebuie să luăm măsuri urgente. Primele două măsuri despre care a vorbit colegul meu, respectiv venitul minim de criză și sprijinul economic de criză. Pe lângă acestea, alte trei măsuri cu aplicare imediată. Redeschiderea școlilor, testarea națională și redarea demnității cadrelor militare. Pentru că vorbim despre... Luăm pe rând. Da. Să vedem, deci, redeschiderea școlilor, da? Redeschiderea școlilor acum în pandemie. Unii o să spună, doamne, dar de ce vreți să redeschideți școlile? Că vedeți că, uite, crește numărul de infectări. Nu. Redeschiderea școlilor prin testarea personalului didactic și personalului didactic auxiliar. Micșorarea numărului de copii de elevi la 15 elevi într-o clasă. Și scurtarea disciplinelor, ca elevii să petreacă un timp cât mai scurt. Ora să fie un pic mai scurtă. Mai scurtă. Da. Discutăm aici despre rezolvarea unor probleme sociale. Copiii sunt închiși în casă, stau în fața unei tablete sau unui telefon. Cei care sunt norocoși să aibă tabletă, să aibă internet, să aibă curent electric. Știm foarte bine că sunt. Și mai este copii... o problemă, mă scuz că te întreb. Faptul că un copil stă 6 ore, aproape neîntrerupt, că în pauze, mă rog, cât sunt pauzele, 6 ore neîntrerupt în fața unui calculator, deja ridică alte probleme. Probleme care nu se discută în momentul acesta. Același lucru îl fac și cadre didactice. Se creează o... Nu discutăm acum psihologie sau... Discutam mereu, chiar aveam la televizor, nu, timpul pe care un copil trebuie să-l petreacă în fața calculatorului, în fața televizorului, exact. Timpul recomandat. Exact. Asta este o problemă medicală mai mult. O altă problemă e problema economică. Părinții nu au cu cine își lăsa copiii acasă. Cu bunicii nu-i pot lăsa pentru că bunicii fac parte din categoria vulnerabilă. Părinții nu pot merge la muncă pentru că nu își pot lăsa copiii singuri acasă. Astfel, copiii ar putea merge la școală, ar fi în siguranță, am avea dezinfectant, măști, profesorii testați, personalul auxiliar testat. Și astfel, părinții ar putea merge la serviciu liniștiți, ar da randament și
am rezolvat două probleme. Un alt punct, o altă măsură pe care Pro-România o susține este programul național de testare gratuită. Da, aici sunt total de acord că trebuie făcut program național de testare gratuită și cât mai repede. Testând, vedem într-adevăr unde sunt focare, le carantinăm, dar restul populației poate merge la serviciu și deblocăm țara. Noi mergem de o săptămână în teren. Oamenii sunt terorizați de-a dreptul. Chiar vreau să vă întreb și vă întreb pe ambii. Cum reacționează lumea în momentul în care ajungeți față în față cu ei? Urmăream, ieri ați fost la Borca, dacă nu mă înșel. Da. Deci, cum reacționează oamenii când veniți și le spuneți, măi, oameni buni, ăștia suntem, uite, astea sunt măsurile care le propunem noi. Pentru că mă îndoiesc că la Borca se știa foarte mult despre program. Culmea, oamenii sunt foarte bine informați. Serios? Da. Vă rog. Probabil și faptul că domnul președinte Ponta este foarte prezent atât pe rețelele de socializare, cât și pe televiziunile naționale, oamenii știau despre venitul de criză, știau despre testare și sunt întru totul de acord cu întreg programul și cu toate măsurile propuse de Pro-România. Trăiesc cu frica în sân că vor fi închiși din nou în case. Discutăm despre agenții economici pe care îi găsim în bazar. Oamenii nu știu, își strâng marfa azi, mai au voie mâine să meargă la următorul bazar să-și poată câștiga existența. Sunt controle peste controle. Nu câștigă oamenii pe cât ar trebui să plătească amenzi. Oamenii care vin, cumpărătorii practic, marea majoritate vin în târguri mai mult de frica că mâine, poi mâine nu mai pot ieși din casă și sunt cam singurele locuri unde oamenii mai pot merge acum. O problemă pe care o ridică este biserica, lăsarea bisericilor deschise. Sunt oameni, România cu respectarea regulilor, haideți să spunem lucrurile. Cu respectarea regulilor. Oamenii respectă regulile. Mulți dintre ei nu au depășit partea cu sărbătorile pascale. Faptul că nu au putut merge noaptea de înviere la biserică. Și ar face orice doar să nu mai fie închiși în case. Într-un cuvânt, există o mare spaimă și o mare nemulțumire în același timp la absolut toți cetățenii. Spaima că nu vor avea cu ce își duce existența după 6 decembrie. Am întâlnit peste tot și aproape unanimă părerea că după 6 decembrie actualul guvern va întrerupe orice activitate și va reintroduce starea de urgență și în același timp există o mare nemulțumire, așa cum a spus și colega mea, Mădălina, privitor la gestionarea acestei crize. Am avut oameni și mici producători și mici întreprinzători care au spus, bun, haideți că înțelegem, ne oprește, dar de ce mă pune pe alea 3 luni sau o lună sau 2 când eu stau în casă și nu produc nimic, să plătesc acel impozit pe venit, că știți că am introdus impozitul, domnule, fă-mi, nu mă pune să-l plătesc pe un an de zile, dă-mi jos alea 3 luni că eu n-am produs nimic și trebuie să trăiesc. Totodată au devenit aceste târguri punctul unde, și ele au o importanță deosebită, deși nu o acordă nimeni, târgurile din zona rurală, cum a fost cel de la Borca, cel de la Bicaz Ardeal, cel de la Tupilați, cel de la Rožnov, sunt locul unde duminica vin oamenii dintr-o zonă întreagă să-și asigure un strict necesar. Nu mai au producătorii, li se strică marfa și stau. Am văzut oameni stând în frig și spunând, domnule,
am rămas cu ea, că ăștia ne-au închis. E o nebunie totală. Noi am explicat și le-am spus oamenilor, dragii mei, gândiți-vă, fiți responsabili, ieșiți la vot și votați dacă vreți să nu hotărească alții pentru voi. Dacă considerați că noi suntem mai buni, votați-ne pe noi, pro-România, dar ieșiți la vot. Și chiar privitor, apropo de închiderea școlilor, că spunea că nu sunt soluții, domnul Bălănescu, știm amândoi foarte bine că există corpuri de școală moderne, goale, în toate comunele, în sate. Există săli de sport în piatra, în orașe, care pot fi compartimentate și transformate în școli. Deci avem soluții. Lumea se plânge, vine, spune, faceți ceva, faceți ceva. Da. Soluțiile astea puteau fi făcute, puse în practică, pentru că, dacă nu mi-aduc eu aminte bine, de când avem noi pandemia, starea de urgență a fost deja de acum 8 luni, 9 luni. Gândiți-vă că noi, dacă am fi avut un guvern cu viziune și ar fi luat la timp măsuri, am fi putut trece foarte ușor prin această pandemie. Italia, era apăruse deja cazuri în Italia. Am fi putut închide atunci granițele și făcut la fiecare, la aeroporturi, la vâmp, făceai centre de testare. Îți ajungeau oamenii, îi testai, veneau acasă. Au venit oameni din alte țări, au fost purtători de virus. DSP-urile au funcționat. Noi am avut total un timp de 2-3 săptămâni. Am avut un avantaj de aproape 3 săptămâni în care am fi putut lua niște măsuri. Da. Ei ajungeau la... intrau în țară, se treceau pe un tabel, iar DSP-ul trimiteau către autoritățile locale. Ajungeau tabelele respective după 2-3 săptămâni. Nu aveai cum să-i urmărești, nu aveai de unde știi că ei au ajuns, că umblă, că răspândesc virusul. Țineți minte cum era, că fugeau din centrele, din centrele de carantină. Deci, adică, noaptea minții. Haideți să vă mai spun un lucru. Privitor la punctul nostru de program privind testarea gratuită a populației, asta însemnând decontarea contravalorii testelor, inclusiv de la clinicile private și în privat. Eu vreau să judecăm toți și să fim conștienți de faptul că o persoană cu un venit minim nu își permite să dea 370-400 de lei pe un test. Și atunci, chiar dacă are niște simptome sau o bănuială, evită să se ducă să-și facă testul. Și se întâmplă că stă și ajunge în stare gravă. Și ajunge și intră în contact cu foarte multă lume. În același timp vedeți că e o nebunie și apar pe toate posturile mass media. E o nebunie cu faptul că DSP-ul reacționează foarte greu. Sunt oameni care au stat 5, 6, 7 zile. Vedeam chiar astăzi sau aseară o doamnă care spunea, domnule, eu sunt asistentă medicală, mi-am luat o medicație în momentul când am simțit că nu e în regulă. Dar după 6 zile a venit salvarea și DSP-ul să mă ia și să-mi acorde sprijin. La mine și la soțul meu, fiind cadrul medical, am avut o prevenție și am luat ceva preventiv. Dar atâția oameni simpli care nu au niciun acces, de aceea, noi, pro-România, venim cu un program care spune, domne, haideți întâi să prevenim, să stopăm și după aia să îngrădim niște drepturi ale oamenilor. Pentru că noi, în acest moment, și guvernanții, nu fac decât ușor să înceapă îngrădirea unor drepturi, dar în același timp ținem alegerile, indiferent ce se va situa în, se va întâmpla în România. E anormal ceea ce se întâmplă. După părerea dumneavoastră, credeți că după alegeri intrăm în stare de urgență? Cu siguranță. Dacă pe 6 decembrie PNL-ul va fi câștigător, cu siguranță vom intra din nou în starea de urgență. Da. Dacă ar fi fost un guvern care să se gândească la propriul popor și ar fi luat măsuri concrete și corecte la timpul respectiv, nu am fi ajuns aici. Nu testăm
Știți că aseară se discuta la un post național, au apărut testele în farmacii, teste de 40 de lei. Da, și acum nu mai e voie și să acum nu mai au voie să le achiziționeze decât medicii. 40 de lei cred că era la îndemâna oricui. Erau niște teste simplu de făcut, vedeai dacă într-adevăr îți ieșea ăla pozitiv, mergeai și îți făceai un PCR. Da, și îl făceai, te-ai duce să-l faci pe sistemul normal. Te puteai duce chiar la spital. Mergeai la spital, da. Dar să nu uităm că oamenii nu merg și de frică. Pentru că încă nu știm, sunt atâția pacienți care au COVID sau sunt doar diagnosticați că... Hai că mi-am adus aminte ceva acum și nu pot să nu spun că e legat de Roman. Noi avem spitalul COVID de la Piatra Neamț, da? Și avem spitalul de la Roman, care este un spital acum pentru oamenii cu alte boli, da? Aș vrea, și o spun public aici, ca DSP-ul să facă o situație a focarelor din spitalul din Roman de la începutul pandemiei până acum. Pentru că dacă se întâmplă lucrul ăsta și se face această situație, s-ar putea să avem o surpriză. Să vedem că la Roman am avut foarte mulți bolnavi COVID, că secții întregi au fost închise și asta ridică două semne de întrebare. Unu, cu măsurile de protecție din spitalul respectiv și doi, cu modul în care a fost ales spitalul COVID. Zilele trecute m-a sunat un pacient, pentru că în public nu a apărut nimic, până nu am dat noi informația, că o secție întreagă a fost cu bolnavi infectați cu COVID. Și bolnavii de acolo au fost trimiși în alte județe. Despre cei care au suferit în incendiu și au fost în alte județe trimiși, s-a vorbit peste tot. Dacă o secție întreagă de la un spital, cel mai important acum din județ, pentru tratarea altor boli, așa, n-am văzut nimic până când nu am insistat și am întrebat. Dacă nu suna un pacient, lucrul ăsta nu se știa. Păi cum funcționează spitalul ăla? Aveți perfectă dreptate. Din păcate, cred că acest lucru cu ascunderea unor situații reale e o politică la nivel de guvern. Vedeți că... Eu cred că e o politică aproape generală. Generală. Totul e în ecuația alegerilor neapărat pe 6 decembrie. Spitalul Roman prezintă multe deficiențe, dar sistemul care e acolo și am văzut un comunicat, probabil că dumneavoastră cunoașteți de faptul că personalul medical de acolo, doctori, asistenți, au interzis să vorbească cu presa. Dar nu mai atâta, și purtătorul de cuvânt are interzis să vorbească cu presa. Deci, că este îl sun și spune, da, vă sun în câteva minute, în două minute, în trei minute. Deci este o modalitate de a pune, cum se spune, Batista pe țambal, pentru că vin alegerile și orice subiect pe această temă lovește foarte puternic în conștiința populației și înseamnă atunci sancționarea prin vot. De aceea se ascunde. De aceea nu se fac testări. Sâmbăta, duminica nu se mai fac testări. Spun, domnule, uite, am ajuns la 5.000 de la 10.000. Da, dar vedem câte testări. Chiar dacă nu se dă situația reală a testărilor și a cazurilor înregistrate. E cineva care ține o socoteală acolo și spune, domnule, atenție, am ajuns la 12.000. Nu știu dacă e adevărat, dar e o părere a mea. Am ajuns la 12.000 la nivelul tău. Hai să dăm 10.500, că dacă dăm 12.000, deja ne sare lumea în cap. Hai să nu facem teoria conspirației, dar hai să spunem lucrurilor pe nume. În spitalul Roman, cel mai important spital acum pentru tratarea bolilor, există secretomanie, există lucruri care nu sunt normale. Și nu sunt sancționate de nimeni. Nu măcar... sunt că spitalul Roman este sub administrarea primăriei Roman. Cu asta am spus, cred că tot. Bun, spitalul din Piatra Neamț este sub administrarea Consiliului Județean. Și acum ați spus tot. La fel s-a întâmplat și la spitalul județean. Să ne amintim că la începutul pandemiei,
când izbucnise focarul la Suceava, personalul de aici era terorizat. Veneau la muncă mult peste norma normală, intrau fără echipamente, se expuneau pericolului, iar dacă deschidea careva gura, dacă nu taci, te trimit la Suceava. Te trimit la Suceava sau te trimit să tratezi COVID? Suceava era atunci focarul României, deci Suceava era spaima lor. Și acum, cu ceea ce s-a întâmplat la ATI, personalul nu... Spunea colegul meu despre ISU și despre faptul că ar trebui făcute simulări, iar personalul să fie instruit. Când să mai facă și simulări pe partea de ISU? Ei nu au timp, ajung acasă, după 2-3 ore sunt din nou chemați la serviciu. Corect. Aici este adevărat. Dar problema mare, și aici aștept eu de la niște parlamentari, o inițiativă parlamentară, și n-am văzut până acum să existe vreuna nicăieri, este următoarea. Luăm cazul de la Piatra Neamț, da? Da, am avut cazul de la Cluj și alte cazuri. Avem o clădire, etajul 4 și 5 au autorizație ISU, 1-3 nu au autorizație ISU. Și pe 1-3 lucrurile, dacă nu faci nicio modificare, pot rămâne așa. Dacă greșesc eu, vă rog să mă contraziceți. Ne spune autoritatea României că zice, dom'le, unde avem clădiri vechi, dacă nu se fac modificări, ele pot funcționa. Eu am impresia că sunt bolnav cu capul. Adică dacă am o clădire veche, cu instalații proaste, cu tot, ea poate funcționa dacă am întâmpit într-o funcție care răspunde de spitalul ăla. Și ce dumneavoastră, eu nu o modific, pentru că dacă o modific, trebuie să mă duc să facă autorizație. Băi, oameni buni, trebuie o lege. Nu pot să-l autorizez pe ăla cu clădirea din 35, la fel ca pe ăla care are o clădire modernă. Dar trebuie să existe niște reguli. Gândiți-vă că în această... Vă rog, amândoi. În această perioadă au fost și traseele făcute. Deci, lăsăm la o parte faptul că spitalul este vechi. Acum trebuia intrarea pe o parte, ieșirea pe o parte. Povesteau fetele de acolo, sunt angajatele de acolo, sunt ținute ca animalele în staul. Deci nu respectă pacienții, nu respectă cadrele medicale, nu s-a respectat nicio regulă. Totul a fost făcut alandala. Și ne mirăm că avem... Apropo de ceea ce ați spus, v-am spus că unul din gândurile și unul din proiectele, nu numai a mele, și a colegilor care sunt candidați și cu care lucrăm împreună, este aceea de pieptănare și modificare a legislației privind ISU. Și aici, în unul din capitole, sunt și cele ale autorizărilor. În primul rând, eu vreau să transmit un mesaj către toți primarii, ca administratori al unor clădiri publice, că aici nu vorbim numai de spital și de clădiri publice. Absolut, avem școli, instituții, avem cămine, avem tot, deci, ce doriți. Obligatoriu, prioritatea zero ar trebui acum verificarea instalațiilor electrice, gaz, lumină, oxigen și așa mai departe. Este obligatorie și esențială. Totodată, prin modificarea a ceea ce spuneați dumneavoastră a legii, introducerea obligatorie a autorizării la o perioadă de timp a tuturor clădirilor. Exact, eu am lucrat mult pe domeniul transporturilor și ați văzut și știți foarte bine că în domeniul transporturilor și de persoane și de marfă există acea licență de transport, copii conforme, care anual sau la 2 ani sau chiar la 6 luni pentru cei care transportă persoane, trebuiesc refăcute. Există sistemul RAR, unde te duci și faci inspecția. De ce să nu introducem? Pentru că la român, dacă nu introduci o lege obligatorie cu sancțiuni, să știe că dacă nu face asta, îl doare la buzunar sau chiar și pe penal la un moment dat, nu face românul ce trebuie. Și cel care conduce o instituție sau... Dar aici nici măcar nu trebuie să facă. Aici îi se spune, dacă nu sunt modificări, Vine controlul și spune, aveți niște recomandări, că oamenii ăia sunt și ei îngrădiți de lege, cei de la ISU. Sunt îngrădiți de lege, dom'le, dacă nu e așa, îți dau recomandări, vezi aia, vezi aia, vezi aia.
Da, vă rog. Vă rog. Noi mereu facem controle și toate astea după ce se întâmplă tragedia. Aici este marea problemă. Am avut colectiv, da? Și s-a spus așa, domne, zice, au murit atâția oameni, vom face secții de arș. N-am făcut niciuna. Nu s-a întâmplat nimic. Sau am modernizat. Am modernizat secțiile de arș, dovadă că atunci când ai o nenorocire, duci omul în afară ca să aibă siguranța cât de cât că îi se întâmplă ceva bun. Deci, nu știu, mie mi se pare că e de noaptea minții. Colectiv, da? Toată lumea face comparații colectiv și Piatra Neamțu. Face okay. Comparație cu Giulești. La colectiv, de la au mers oamenii de bună voie, într-adevăr. Tragic ce nu, s-a numai întâmplat. Atâta. Dar aici, aici s-a întâmplat într-un spital unde stat. Oamenii au venit să fie salvați. Ultima lor șansă a fost la spital. Ce e tragic? Câțiva dintre cei care erau acolo trecuseră de momentul critic. Cel puțin trei care... Și v-ați oprit numai la colectiv, dar cu 10 ani înainte a fost Giuleștiu, maternitatea. Giuleștiu, acolo. Deci 10 ani, deci noi la 5 ani trebuie să avem câte un șoc ca să facem ceva. Așa este. Pe final de emisiune, vă rog să sintetizați dumneavoastră, ca să nu mai sintetizez eu mesajul pe care îl transmiteți, în sensul că să reamintiți noutățile cu care vine Pro-România. Foarte bună punctarea. Deci noi venim cu lucruri care se pot face acum. Avem nevoie de soluții acum, în momentul ăsta. Da? Reamintiți-le și să încheiem cu prietenie. Avem venitul minim de criză care va asigura tuturor români. Avem peste 5 milioane de români care în momentul de față nu realizează un venit de 2000 de lei. Venitul minim de criză, care va fi plătit jumătate din el în bani, jumătate în tichete valorice pentru a-și putea procura alimente și produse sanitare. Avem sprijinul economic de criză pentru a susține cele 500.000 de firme mici și mijlocii cu condiția ca aceștia să-și păstreze angajații pe toată perioada anului 2021. Avem programul național de testare gratuit. Asta trebuie să înțeleagă oamenii, că statul va suporta toate cheltuielile. Susținem redeschiderea școlilor. Asta ca măsură urgentă, iar pe termen mediu și lung vrem să amendăm legea educației pentru a putea facilita construirea campusurilor școlare. Gândiți-vă, în această perioadă, dacă am fi avut campusuri școlare, elevii ar fi putut sta acolo, ar fi putut continua procesul educativ, ar fi avut asigurate atât masă cât și cazare, ar fi putut face sport, ar fi putut merge la școală. Și susținem de asemenea creșterea unei generații de profesori care să vină în întâmpinarea nevoilor actuale ale elevilor. Știm foarte bine, sunt profesori care nu știu să folosească o tabletă și cărora le-a fost foarte greu să comunice cu elevii în această perioadă. Și cea de-a cincea măsură, la fel de importantă, modificarea legii 223 pe 2015 și redarea demnității tuturor personalului asta? Din... Ce înseamnă redarea demnității personalului? Știți foarte bine că au fost foarte multe solicitări din partea personalului militar. Nu s-au mai făcut acele indexări, nu au mai beneficiat de facilități plătite de dânsii deja prin contributivitate pe perioada de desfășurare a activității. Deci e foarte bine că militarii plătesc suplimentar o cotă pentru pensii. Ori există o mare nemulțumire pentru că s-au anulat niște ordine, s-au anulat niște drepturi prin ordine de guvern și noi venim și vrem să facem realocarea drepturilor câștigate de acest personal militar, de acești oameni care au lucrat și lucrează în armată, pentru că armata este, considerăm, punctul de susținere și cei care
întotdeauna au fost primii băgați în față la orice situație de urgență sau orice situație care a privit inclusiv securitatea populației și securitatea națională a României. Eu am avut solicitări din acest punct de vedere de la toate asociațiile și sindicatele din armată. Am încercat, s-a pornit ceva, au fost niște întâlniri la nivelul Bucureștiului. Din păcate, lucrurile s-au oprit și au stagnat, dar acum am mulțumirea că Pro-România a prins în programul de guvernare al cincilea punct inclusiv această redare a demnității ofițerilor și a personalului din armată. Și în final, dacă vreți, așa cum v-am arătat, Pro-România vine cu soluții simple. Aveți încredere în noi, dați-ne șansa să vă arătăm că într-adevăr cu nominalizarea noastră și cu cel care îl susținem pentru funcția de prim-ministru, Victor Ponta, un prim-ministru care a reușit să mai scoată odată România dintr-o criză din urmă, vom reuși ca alături de dumneavoastră să depășim această nenorocire, această pandemie și criza economică provocată de ea. De aceea vă rugăm, votați pe 6 decembrie poziția 3 pe buletinul de vot, votați Pro-România, aveți încredere în noi. Da? Să încheiem, Adelina. Noi suntem Pro-România și ținem doar cu România. Foarte bine. Într-o emisiune viitoare aș vrea să discut cu domnul Manoliu despre situația din zona Romanului. Sigur. Pentru că este o zonă specifică și merită discutat, mai ales că acolo, acum, bătălia pentru imagine și voturi este extrem de particulară și interesantă. Ne oprim aici, vă mulțumesc pentru participarea la emisiune, vă doresc sănătate și succes și același lucru pentru toți cei care ne urmăresc acum sau vor accesa în continuare site-ul Mesagerul de Neamț sau Știri din Neamț pe Facebook. Cele bune, numai bine!